Hei, bine v-am regăsit, dragi prieteni! O seară mai specială, o să deviem puțin așa în întâlnirile acestea live pe care le facem seara. Așa cum ați văzut, de obicei fac întâlniri cu Ciprian Mihali în fiecare miercuri seara de la 9. Din când în când am și întâlniri de fizică, am întâlniri cu cercetători, am întâlniri cu Claudiu Tănăselia vorbind despre spațiu. Însă o să încerc să invit din ce în ce mai mult cercetători români care sunt specialiști în domeniile lor. Și asta este o primă încercare. Vom vedea cum evoluează situația pe viitor. Îl am aici cu mine pe Alexandru Babeș. Alexandru, ne auzim? Te aud cu puține întreruperi, îți mărturisesc. Aș vrea să-mi scrie în comentarii oamenii dacă eu mă aud bine, să vedem dacă este de la mine sau este de la tine. În primul rând vreau să spun bine ai venit. Alexandru Babeș, pentru cei care nu știu, este profesor de neuroștiințe și fiziologie la Facultatea de Biologie a Universității din București. Laboratorul pe care îl conduce se ocupă de studiul sistemului nervos periferic, al neuronilor senzitivi, cu ajutorul cărora simțim durerea și temperatura ambientală. Alexandru a publicat peste 30 de articole științifice în reviste internaționale cu referenți. Este coautor al unor studii apărute Nature, Nature Medicine, Nature Communication, adică, vă spun sincer, reviste foarte, foarte bune, sunt de top. Începând din 1995, a beneficiat de numeroase stagii de cercetare în Germania, Franța, Marea Britanie și Spania. A fost bursier al Fundației Germane Alexander von Humboldt și a primit din partea acesteia premiul pentru cercetare Friedrich Wilhelm Bessel în 2019. În 2018 i s-a acordat premiul Nicolae Simionescu al Academiei Române. A fost președinte al Consiliului Național al Cercetării Științifice, iar din 2020 ocupă din nou această funcție. A fost o mică introducere. Lumea ne spune, Alexandru, că ne auzim bine. Mă auzi bine în continuare? Da, acum te aud bine. Așa. Mă bucur foarte mult să te-am aici invitat, mai ales că mulți de pe canalul meu chiar sunt interesați de neuroștiințe. Oamenii chiar vor să știe. Ce e, domnule, creierul ăsta? Cine suntem noi? Unde ne ascundem noi în creier? Și întrebările astea, în esență, sunt foarte dificile. Și știu lucru pentru că și eu am încercat să fac cercetare în neuroștiințe în cariera mea de specialist în senzor medical la Philips. Iar tu ești un om care asta faci. Faci cercetare în neuroștiințe. Și de asta am zis, hai să te invit să vorbim despre creier. Și aș vrea să împărțim întâlnirea din seara asta în trei părți. Prima parte, să vorbim despre cartea pe care tocmai ai publicat-o la editura Humanitas și care se numește Povestea creierului. Și ai dat un nume foarte frumos, Povestea creierului, numele complet acum. Care era numele complex, Alexandru? Povestea creierului în căutarea celui mai complicat obiect din univers. Exact, asta căutam. În căutarea celui mai complicat universal. Da, cel mai complicat lucru din univers. Și ce aș vrea să spun e, în primul rând, că apreciez faptul că tu, ca cercetător, da, în neuroștiințe, ai publicat o carte de popularizare a cercetării pe care tu o faci. Lucruri care se obișnuiește în vest, în America, în Germania. Cercetătorii de performanță din când în când scriu astfel de cărți. Și tu ești unul care ai făcut treaba asta în România și multe, multe felicitări pentru treaba asta. Eu sper să fie din ce în ce mai mulți. Și o să vorbim prima dată în seara aceasta despre carte. După care o să vorbim despre cercetările tale, să ne prezinți pe scurt cam ce faci. Iar în ultima parte să vedem dacă ne mai rămâne timp să mai vorbim despre cercetare în general. Pe tot parcursul conversației noastre îi rog pe cei care ne urmăresc să pună întrebări și eu zic să-i dăm drumul. Vrei să spui ceva la început, Alexandru, anume sau? Aș vrea doar să te salut în primul rând, să-ți mulțumesc pentru invitație și pentru prezentarea foarte, foarte elogioasă, așa am înroșit, așa nu știu dacă se vede pe ecran. Și să îi salut și pe cei care ne urmăresc. Mă bucur că sunt alături de noi în această seară. Și pot să spun, Alexandru, că sunt mulți tineri chiar interesați de neuroștiințe din cei care te urmăresc. Și speranța mea e că unii dintre ei vor ajunge eventual la cursurile pe care tu le predai. Ei sunt ținta principală a acestui demers. Tinerii, studenții, elevii de liceu,
dacă unii dintre ei vor citi această carte și se vor simți atrași de studiul creierului, de cercetare în general, de știință, eu zic că mi-am făcut datoria. Chiar și doar câțiva, dacă reușesc să recrutez, m-aș bucura foarte tare. Da, bun. Haideți să începem puțin cu cartea. O să dau doar puțin înainte să încep tu prezentarea, să arăt cuprinsul cărții. Eu, din păcate, nu am, uite, chiar să arăt puțin aici, eu nu am apucat să primesc cartea ta în format fizic. Am citit-o în format PDF. O să arăt totuși cu ocazia asta două cărți de la editura Humanitas pe care le-am citit recent și mi-au plăcut foarte mult. Prima este David Eagleman, Creierul, povestea noastră, scrisă tot așa de un cercetător. Foarte mult mi-a plăcut, am terminat-o și acum citesc cartea aceasta, Conștiința, dintr-o nouă perspectivă, care iar arunc o altă perspectivă asupra conștiinței. Cartea ta, Povestea creierului, care tocmai a apărut la editura Humanitas, i-am pus aici cuprinsul. Este o carte care, în esență, nu trece în primul și în primul rând prin istorie. Hai să trecem împreună, doar puțin, în câteva minute peste cuprins, să ne-l prezinți dacă se poate. Da, înainte de asta aș menționa că mă bucur că ai arătat cele două cărți. Întâmplarea face că pentru ambele, la ambele am participat la lansarea celor două volume pentru editura Humanitas. Deci le-am comentat împreună cu Vlad Zografi și cu alți invitați. Și sunt două cărți realmente foarte, foarte bune. Le recomand cu mare căldură oricui. Acum, referitor la iarăși la ce ai menționat despre popular science, eu sunt un mare amator, un mare consumator și aici mă simt dator să-ți întorc cumva complimentul și să-ți spun că mergem și noi pe calea deschisă de tine sau bătătorită cumva de tine cu cărțile tale de popularizare a științei. Și cred că într-adevăr e loc pentru mai multă lume să se înghesuie aici, în nișa asta, care la noi nu e foarte exploatată, din păcate. Da. Despre cuprins acum, despre carte, dacă e să vorbim despre carte, aș putea acum să arăt câteva imagini din carte? Da, cum să nu? Okay, să-i dai share PowerPoint. Da. Stai să pun eu, poate reușesc să pun repede de tot coperta. Da, hai să pornim cu tine. Așa, sper că se vede. Uite, se vede da. Prezentarea. Deci, așa cum ai spus și tu, Cristi, cartea este în primul rând nu atât despre creier, cât despre cei care au avut îndrăzneala să-l investigheze, să-l studieze. Acestea fiind zise, însă, putem afla și despre creier niște lucruri, dar le aflăm într-o manieră, să spunem, mai pitorescă, învelite în informații învelite în povești. Și cred că asta e un lucru pozitiv, e mai ușor de asimilat informația în felul ăsta. Ideea mi-a venit din cursul pe care îl predau studenților de la anul 3 de biologie, când mi-am dat seama că am șanse mai mari să le atragă atenția și să ajungă informația la ei dacă învelesc într-o mică narațiune, într-o anecdotă. De exemplu, una e să le povestești studenților despre cortexul prefrontal, care are un rol important în comportamentul rațional, în planificare, în controlul impulsurilor, așa, la modul arid, să spunem. Și alta e să le povestești despre Phineas Gage, care apare în cartea mea, iar un capitol special. Omul căruia a trecut o rangă de fier de un metru jumate prin creier, distrugându-i o parte din acest cortex prefrontal și transformându-l într-un alt om. Deci asta a fost cumva una dintre motivațiile de a scrie această carte, de a transmite aceste povești minunate. Revenind la subiect, cartea trece cronologic, începe cu Antichitatea Greacă și pentru fiecare perioadă din asta cronologică o să menționez aici doar un personaj central, dar în carte sunt și alte povești. De exemplu, pentru Antichitate l-aș menționa în mod particular pe Hipocrat. Hipocrat este cel care a întărit ideea despre rolul central al creierului în percepție, în gândire, în producerea emoțiilor. Era o perioadă în care se manifesta un curent. Dar cum a putut el să-și dea seama atunci că tocmai creierul joacă acest rol?
E foarte plauzibil ca el să fi preluat ideea asta de la un alt, de la un predecesor al lui, primul pe care îl știm, primul savant, să spunem, primul filozof al naturii care a făcut experimente pe animale, care se numea Alcmeon din Crotona, și care a făcut o observație foarte simplă, banală, am spune asta. El a observat că ochii sunt conectați cu creierul. Și atunci așa a spus: "A, asta înseamnă că informația asta primită pe calea vizuală ajunge în creier." După care a studiat mai departe, mai meticulos, și a constatat că și alte simțuri, alte organe de simț sunt conectate cu creierul. Și asta l-a făcut să propună un rol central pentru creier. Dar vorbim de o perioadă în care majoritatea, să le spunem, acelor filozofi naturali greci mergeau pe ideea cardiocentrismului, pe urmele lui Aristotel. Spuneau că inima are un loc central, inima e sediu emoțiilor și a rațiunii chiar. Și asta a rămas în poezie până astăzi, nu? Evident, da, spunem. Și Dickens spune, există o rațiune a inimii și o rațiune a minții. Deci, în literatură, da, simbolic a rămas importanța inimii ca, să spun așa, ceva afectiv. Da. Și creierul astăzi e gândit ca ceva, să zic eu, rece, gândirea rece a creierului. Nu? Da, ceva în termenii ăștia gândea și Aristotel. El credea că creierul e un fel de radiator. Că rolul creierului să răcească sângele și astfel să tempereze emoțiile fierbinți ale inimii. Deci nici el nu ignora creierul, dar îl punea pe o poziție inferioară inimii. Iar de partea cealaltă, Hipocrate și Platon, ceva mai târziu, au fost adepții encefalocentrismului. Deci ei au crezut în rolul acesta fundamental al creierului. Era o perioadă în care oamenii nu aveau date concrete. Grecii nu prea făceau experimente și în plus exista o restricție formidabilă la adresa disecțiilor. Ei nu aveau voie să facă și n-au făcut-o toată antichitatea. Până foarte târziu nu s-au făcut disecții pe cadavre umane. Deci despre toate astea se discută în carte. Mai departe trecem la epoca romană și la Evul Mediu și aici un personaj foarte important este Galen din Pergamon. Galen a fost extrem de influent. Deci el a dominat, ideile lui au dominat medicina timp de aproape 2000 de ani. La 1600 încă se publicau integral cărțile, tratatele lui Galen. Și el e considerat și părintele medicinei experimentale. Mie îmi place foarte mult povestea ilustrată în acest slide. Povestea cu lui Galen și a porcului grohăitor. Dacă pot să o spun în 2 minute, dacă îmi dai voie. Da, cum să nu? Cum să nu? Deci povestea e așa. El a făcut multe disecții pe animale și într-o zi, din greșeală, lucrând pe un porc, asta e un element puțin mai cutremurător, că făcea și vivisecții, deci lucra pe animale vii. Și din greșeală, el a vrut să taie nervul vag, un nerv foarte important care coboară din trunchiul cerebral și inervează multe organe din cușca toracică și din cavitatea abdominală. Dar în loc să taie nervul vag, a secționat nervul laringial, care coboară lângă vag. Și porcul a încetat să grohăie, complet. Deci a devenit perfect silențios. Și asta l-a pus pe gânduri pe Galen și a dat seama că asta e o dovadă importantă în favoarea encefalocentrismului, a unui rol major al creierului. Până la el se credea că inima, un argument pentru care inima era considerată esențială era că e aproape de piept și de trahee și astfel controlează vocea și exprimarea gândurilor. Ori iată că Galen ne arată că un nerv subțire care coboară din creier determină producerea sunetelor. După aia a făcut demonstrația asta, cum vedem aici, a făcut-o cu public. În prezența unor intelectuali de vază, a repetat experimentul ăsta și i-a convins pe toți de rolul acestui nerv extrem de interesant. Da? Deci, și de aici el a făcut multe alte experimente pe animale. Din păcate, cum spuneam, n-a putut lucra pe oameni și asta a făcut multe greșeli care au fost descoperite abia în Renaștere. Deci el este personajul central din Evul Mediu, da? O să te întrerup din când în când să nu te superi, ca să fie puțin așa mai din stânga și în dreapta, știi? Sigur. Cu ocazia asta aș vrea doar să arăt o altă carte care ai vorbit despre Galen, care, apropo, Galen și începuturile medicinei, e un exemplu foarte frumos, cum și noi putem să învățăm din cărțile pentru copii. Pentru că de aici am citit eu despre Galen și am aflat într-adevăr foarte multe, chiar dacă este o carte pentru copii. O să mă întorc acum la prezentarea ta.
Așa. Deci ăsta este momentul critic de la care pornește medicina care avea să domine în mod doctrinar medicina asta lui Galen timp de 2000 de ani aproape. După care o să vorbim, trecem la Renaștere și Iluminism. Și aici sunt alte două personaje care ocupă și în cartea mea un rol important, și anume Descartes. Ilustrația din stânga îi aparține dintr-un manuscris al lui, De Homine. Și Thomas Willis, un neurolog englez, medic și neuroanatomist, care a scris o carte minunată, primul tratat major de anatomia creierului, în care vedem ce desene frumoase, ce gravuri frumoase apăreau în cartea asta. În particular, desenul ăsta e făcut de Christopher Wren, e arhitectul care a construit Sfântul Paul, catedrala din Londra. Deci aici iarăși avem o să spunem, o opoziție între cei doi, o dispută. Descartes credea că un rol central îl au ventriculii cerebrali și mai precis în interiorul ventriculilor glanda pineală, îi plăcea lui foarte mult, pentru că e singurul organ nepereche din creier. Toate celelalte sunt distribuite paralel în cele două emisfere. În timp ce glanda pineală sau epifiza e unică. Și lui Descartes s-a părut că numai o structură unică poate să asigure unitatea sinelui. Deci că această glandă pineală ar fi sediul, antena prin care spiritul imaterial comunică cu creierul și respectiv cu trupul, ambele fiind materiale. Deci știm că Descartes este promotor acestui dualism. Dincolo, Thomas Willis era mai materialist și el a avut rolul ăsta principal de a atrage atenția asupra circumvoluțiunilor. Până la el nu erau foarte considerate foarte importante. Și cum spuneam, ventriculii erau considerat sediul funcțiilor cognitive superioare, al gândirii, al memoriei, al mișcării. Dar el ne spune, Thomas Willis, spune, am disecat o grămadă de specii de animale și toate au ventriculi. Ventriculii nu diferă foarte mult între diferitele specii de animale. În schimb, iată ce spectaculoase sunt circumvoluțiunile omului. La niciun alt animal circumvoluțiunile astea nu au această bogăție. Deci de la el vine ideea. Poți să ne lămurești, Alex, care este diferența între ventricul și circumvoluțiuni? Da, ventriculii sunt cavități umplute cu lichid în interiorul creierului. Și în general, oamenii au asociat foarte devreme, foarte timpuriu, din evul mediu, spiritul cu fluide, cu lichide. Și de asta lor le-a plăcut, părinții bisericii în special, chiar Sfântul Augustin, Toma de Aquino și alții, au promovat această așa numită doctrină celulară, în care spuneam, domne, ventricul ăștia umplut cu lichid, aici se întâmplă lucrurile. Lichidul ăsta care circulă de la un ventricul la altul este așa numitul spirit animal, propus de Galen chiar în perioada romană. Și deci, fără să aibă evident vreo bază experimentală, ei au apreciat că acești ventriculi ar avea un rol foarte important. Și circumvoluțiunile, circumvoluțiunile sunt pliurile scoarței cerebrale. Scoarța cerebrală nu e netedă la om, cum e la alte mamifere, ci este încrețită. Și aceste încrețituri sunt circumvoluțiunile. Proeminențele se numesc girusuri, iar adânciturile se numesc sulci sau șanțuri. Deci această încrețire fantastică a cortexului, a fâșiei de țesut nervos care acoperă creierul, e specifică pentru om. Și cel care a observat-o primul a fost Thomas Willis. Da. Putem să mergem mai departe. Uite ce ne spune. Mai departe. Deci primele capitole trec cronologic, da? Antichitate, epoca romană și Evmediu și Renaștere și Iluminism. După care lucrurile încep să se complice, mai greu de urmărit un traseu cronologic, și atunci am împărțit cumva funcțional, am urmărit trei direcții ale poveștii creierului. Una este cea legată de electricitate. Rolul foarte important pe care îl are electricitatea în funcționarea creierului. Semnalele cu care operează neuronii sunt de natură electrică. Sunt mici impulsuri electrice care se propagă pe distanțe lungi de-a lungul axonilor neuronali. Iar părintele bioelectricității, cel care a detectat primul această relevanță a electricității pentru țesutul viu, a fost Galvani. Și aici vedem o imagine, mi-e place imaginea asta din laboratorul lui Galvani, pentru că este o imagine a unui laborator state of the art. Deci asta era tehnologia de vârf a vremii. Azi am vedea un microscop
confocal, am vedea micropipete, am vedea aparate PCR. La galvanii vedeam aici aparate de produs electricitatea statică, de exemplu, borcane de Leida și alte dispozitive care erau tehnologia de vârf a momentului pentru controlul electricității. Și un element cultural, să-i spunem, interesant, e că pe urmele cercetărilor lui Galvani, Mary Shelley a asistat la niște demonstrații de bioelectricitate, de niște tentative de a stimula electric părți ale corpului uman la cadavre. Și de aici a venit ideea cărții Frankenstein, a monstrului lui Frankenstein, pe care o vedem aici în dreapta. Deci iată că știința poate să polenizeze marea cultură, să spunem, literatura. Deci asta e povestea electricității. Mai departe, o altă direcție importantă este încercarea de a înțelege din ce a alcătuit creierul. Ideea de celulă. Deci am în carte descriu apariția teoriei celulare în Germania secolului XIX. Și apoi iarăși un conflict. E interesant să discuți știința prin conflicte, prin dispute, pentru că îți animează subiectul. O dispută majoră între doi monștri sacri, amândoi au luat premiul Nobel, Camillo Golgi îl vedem aici în stânga și Ramoni Cajal în dreapta. Ironia face că amândoi au primit premiul Nobel în 1906, cred, l-au împărțit. Deși ei erau adepții a două teorii contrastante. Da, asta e paradoxal. Da, și au folosit tribuna de la Stockholm pentru a se certa, pentru a dezbate în contradictoriu. Și aici vedem asta e o diagramă frumoasă făcută de Cajal, în care arată cele două teorii. În stânga e teoria lui Golgi, teoria reticularistă. El credea că sistemul nervos e ca un sistem de vase comunicante, că citoplasma circulă liber de la o celulă la alta prin contacte directe, da? Ca o rețea. Citoplasma fiind lichidul dintr-o celulă, fiind lichidul, nu? Din interiorul celulelor. Dacă toate celulele, spunea el, sunt interconectate și comunică direct. În timp ce Cajal spunea, nu, neuronii au identitate, asta vedem în dreapta. Între neuroni există spații, a postulat el. Nici el nu le putea vedea, dar credea în aceste spații. Și aici un element, să zicem, interesant pentru noi români, este că primul care a văzut aceste spații sinaptice, unul dintre primii, poate nu chiar primul, a fost compatriotul nostru, George Emil Palade, care a folosit microscopul electronic și a văzut în 1954 aceste spații sinaptice și în final a elucidat secretul comunicării dintre neuroni. Și el a luat premiul Nobel, da. Și Cajal în ce an a luat premiul Nobel? Cajal și Golgi au luat în 1906, cred. Unul dintre primele ediții. Premii Nobel care s-au dat, da. Da. Și în sfârșit, a treia direcție este cea a încercării de a cartografia creierul. Oamenii au început să-și dea seama că există regiuni ale creierului care sunt responsabile de anumite funcții. Și aici apare Phineas Gage, cel despre care v-am vorbit la început, al cărui creier a fost penetrat, traversat complet de această rangă. Aici vedem la Muzeul Universității Harvard, există și în ziua de azi craniul lui Phineas Gage și ranga care i-a trecut prin cap. A fost un accident de muncă, el era lucrat la căile ferate și o explozie nefericită a proiectat ranga asta. Și aici vedem o reconstituire, cam cum i-a trecut ranga prin cap. Deci a spart pometele, a trecut prin pometele stâng, i-a distrus ochiul stâng și a trecut prin creștetul capului, fiind proiectată la 25 de metri distanță. Și n-a murit, asta a fost surprinzător, n-a murit, ba chiar l-au dus pe picioare la doctor și a supraviețuit și infecției ulterioare, într-o perioadă în care nu existau antibiotice. Dar ce a fost cu adevărat excepțional e că oamenii au constatat că personalitatea lui Gage s-a schimbat în urma acestui accident. Intelectual n-a suferit o debilitate majoră, IQ-ul lui, să-i spunem în termeni actuali, n-a fost afectat. În schimb, comportamentul lui devenise bizar. Nu-și mai putea controla impulsurile, era violent, era nerușinat, făcea avansuri tuturor femeilor și așa mai departe. Și-a pierdut slujba. Și asta a fost o primă dovadă, să-i spunem, un prim indiciu cu privire la importanța acestei regiuni din dreptul frunții, această arie prefrontală despre care bine, să știm. Dar și filozofic e mai adânc, pentru că dacă era să ne luăm după Descartes, sufletul lui ar fi trebuit să rămână același, nu? Da.
Ce dovedește asta? Că acțiunile astea, ceea ce considerăm noi suflet, e influențat sau noi suntem influențați de aspectul material al creierului. E celebra dilemă între creier și minte, nu? Da, din punctul meu de vedere, un astfel de incident demonstrează că comportamentul uman este dictat de creier, este generat de creier. Creierul este un organ care dictează comportamentul. Când un medic neurochirurg îți operează un pacient pe creier și apasă cu un electrod aria lui Broca, de exemplu, pacientul nu mai poate vorbi. E un test clinic care se face în timpul operației. Medicul pune pe pacient să numere, de exemplu, și în momentul în care cu electrodul atinge aria lui Broca, pacientul nu mai poate să vorbească. Iarăși, și în cazul animalelor, un kilogram și jumătate de substanță gelatinoasă din interiorul craniului este practic sufletul nostru, dacă putem spune și așa. Cred că ai un exemplu care urmează după aceea cu animalele care sunt influențate direct. Comportamentul animalelor fiind influențat direct de niște electrozi, nu? Da, da, exact. S-a făcut José Delgado, un neurofiziolog și showman. Deci aici, după ce am povestit aceste trei, să spunem, drumuri experimentale, m-am întors la secolul 20 și aici am menționat și, să spunem, anumite influențe ideologice care apar în studiul creierului. Mai întâi e povestea cu creierul lui Lenin, care zic eu că e interesantă. Statul sovietic a vrut să aibă dovada științifică a superiorității fabuloase, intelectuale a lui Lenin și atunci l-au solicitat pe acest neurofiziolog și neuroanatomist german, Oscar Voigt, care era unul dintre cei mai importanți savanți ai momentului, l-au invitat la Moscova să studieze creierul lui Lenin. Și el a făcut o grămadă de secțiuni. Aici vedem chiar o poză interesantă, e dintr-o revistă sovietică, la 1920 și ceva, 1930, se cheamă Lucrătorul Medical. Și îl vedem chiar pe Oscar Voigt cum studiază o plăcuță aici, o secțiune din creierul lui Lenin. Și culmea e că el chiar a găsit. Ce a găsit? A găsit, zice el, dovezi ale acestei superiorități sunt niște falsuri până la urmă. Deci nu se susțin științific. Dar el cumva fie a căzut în plasa entuziasmului, fie pur și simplu era condiționat material de statul sovietic care i-a plătit în parte, l-a finanțat. Și atunci s-a simțit obligat să găsească niște argumente care să susțină această forță intelectuală a lui Lenin. El a găsit în cortexul motor al lui Lenin niște neuroni mari, se numesc celule beț, și a spus, domne, sunt foarte mari și foarte multe la Lenin. Dar evident că în știință trebuie să ai și un control, cum știi prea bine. Și atunci el a vrut să aibă și alte creiere pe care să le studieze și a cerut sovieticilor să-i dea acces la creiere de oameni obișnuiți, la creiere de alcoolici, la creiere care a avut o anumită patologie. Și aici statul sovietic a spus destul. Era riscul, era prea mare să găsească. Da. Noi nu avem bețiv la noi în statul sovietic. Noi nu avem bețiv și au oprit cercetările astea și nu s-a publicat niciodată, să spunem, rezultatele astea obținute de Voigt. Și creierul lui Lenin este în continuare azi într-un institut al creierului din Moscova. Alexandru, dacă ar fi să facem o emisiune separată, o întâlnire separată despre cât de mult au abuzat sovieticii în perioada de început de știință, cât de mult a fost deformată, îți dai seama ce poveste. Da, știi, povestea lui Lisenko, de exemplu, numai despre asta ar merita discutat. Poți să o spui pe scurt, acum că ai menționat-o. Poftim? Zic, poți să o spui pe scurt povestea lui Lisenko, dacă tot ai menționat-o. Da, Lisenko a fost un impostor. Deci el era un agronom. Dar lui Stalin i-a plăcut foarte mult de el pentru că el promitea să revoluționeze agricultura sovietică, el fiind un adept al lamarchismului. Deci el contesta genetica, să spunem, mendeliană și spunea că credea în lamarchism, adică în moștenirea trăsăturilor dobândite. Și spunea că dacă tratezi într-un anumit fel semințele, ele le poți face să fie mult mai, să dea un randament mult mai bun. Și dacă le plantezi într-un anumit fel, deci era o întreagă teorie care nu se susținea pe baze științifice, dar suna foarte bine pentru mase și se potrivea cu ideologia comunistă, nu? Ideea asta că genetica nu contează, genele sunt irelevante, că totul este felul în care crești un organism, este influența mediului, aia este relevantă pe la urmă. Și asta susținea Lisenko. Și așa i s-a dat mână liberă, deci a condus destinele biologiei sovietice și geneticieni de marcă, Nicolae Vavilov printre alții, au ajuns în gulag și au murit acolo.
În timp ce Lysenko, timp de 30 de ani, cred, a condus biologia și agronomia. Și asta a dus la recolte catastrofale. Deci au murit oameni din cauza acestei imposturi, să-i spunem. Și e doar un exemplu, mai sunt și alții. Dar mai provocăm să spun cu taurul de aici. José Delgado și despre taurul lui. Da. Asta e o poveste nostimă. Delgado era un showman. El lucra la implantarea de electrozi în creier pe care vrea să-i controleze wireless, telecomanda. Ideea lui era nobilă. El vrea să trateze boli neurodegenerative, cum ar fi boala Parkinson. Și astăzi, într-adevăr, boala Parkinson se tratează cu astfel de electrozi inserați adânc, profund în anumite structuri ale creierului. El nu ajunsese însă până acolo, lucra pe animale și ca să arate forța acestei tehnici, acestei abilități pe care o avea el, s-a dus la Cordoba, la o crescătorie de tauri, unde aveau și arenă de corida. A operat un taur, i-a introdus un electrod din ăsta controlat wireless în ganglionii bazali. După care a ieșit, ăsta e Delgado de aici, a ieșit în arenă doar cu o telecomandă. Da? Ceilalți au luat drumul la taur. Că nu e frică de taur. Exact, nu e frică de taur. Totul s-a filmat. Clipul e pe YouTube. Deci dacă cine vrea să-l vadă, dacă dați José Delgado Bull, îl găsiți pe YouTube. Și taurul se năpustește spre Delgado, care apasă pe butonul telecomenzii și animalul se oprește în plin avânt și locolește. O ia într-o parte. El a crezut că prin asta va da amploare și își va asigura finanțarea cercetării prin acest show. Rezultatul însă n-a fost cel scontat, pentru că era o perioadă în care lumea contesta autoritatea. Au venit perioada anilor 60-70, războiul din Vietnam, demonstrațiile și a existat această oroare de control, de manipulare a maselor. Motiv pentru care cercetarea lui Delgado a fost pusă sub microscop și contestată de o mare parte din public și asta a dus la oprirea acestor cercetări. Din păcate pentru el și poate pentru omenire, cine știe ce ar fi, unde ar fi dus descoperirile astea. Dar n-a știut să le ambaleze cum trebuie. Și asta spune că cercetarea trebuie să fie cumva în pas cu zeitgeist-ul, cu să simți puțin, să fii atent la spiritul vremii. Ok. Ultimul capitol al cărții este despre... Nu mai puțin, Alexandru, da. Că durează un minut prezentarea, da. Nu știu dacă vezi, am pus video de pe YouTube. L-ai menționat și durează un minut și am zis să se vadă. Și într-adevăr, ia, stai să vedem. Pentru că a luat și o capă, avea și o capă în mână, dar avea și telecomanda. Acum e cu telecomanda. Acum e. Nu are capă și are telecomanda. Da. Dar să știi că la un moment dat am văzut că totuși se ascundea puțin. Ok, hai să ne întoarcem la prezentare. Ok. Bun, ultimul capitol spuneam e despre bolile creierului. Sigur că e un subiect foarte vast și în general tema istoriei creierului e foarte vastă. Eu n-am pretenția că am fost exhaustiv, a trebuit să selectez lucruri care mi s-au părut mie mai interesante, mai fascinante. Evident am lăsat o groază de material nelucrat. Dar aici, de exemplu, în povestea felului în care oamenii au abordat bolile mentale, mi s-a părut interesant cum s-a trecut de la izolarea acestor oameni, acestor pacienți psihotici sau epileptici sau oameni cu tot felul de disfuncții cerebrale, care într-o primă fază, cum vedem aici, erau imobilizați, erau tratați prin izolare totală, familiile își alungau rudele suferind de boli mentale. Cum treptat oamenii au început să se uite la relația dintre funcția creierului și boală. Și au început să facă autopsii, deci pacientul decedat, după care anumiți medici, cum a fost Wilhelm Griesinger, au încercat să găsească cauza patologică, cauza patologiei, leziunea creierului. Și unul dintre primii care a reușit să găsească o corelație între o leziune a creierului și o boală mentală a fost Alzheimer. Și aici vedem o imagine importantă în care se văd plăcile de beta-amiloid. Se vede aici cu galben în aceste imagini de histologie. Imaginile sunt dintr-o lucrare a lui Alzheimer de pe la 1910-1911
și se văd aici reprezentate plăcile, care știm că joacă un rol important în etiologia bolii maladiei Alzheimer. Dar pe drumul ăsta de încercare de a trata pacienții s-au făcut și abuzuri, s-au făcut și greșeli și asta e ceva ce trebuie să avem în vedere. Și un exemplu care mie mi s-a părut interesant a fost cel ilustrat aici, așa numită malarioterapie, deci prin care s-a încercat tratarea psihoticilor cu ajutorul febrei. Deci a fost o observație făcută pe doar câțiva pacienți, un medic vienez, îl vedem aici pe Wagner, Julius Wagner Jauregg, îl chema, a observat că febra le face bine pacienților, le atenuează comportamentul psihotic. Și atunci ce s-a gândit el? Ia să le induc o febră. Și a încercat mai multe variante, mai întâi a încercat să infecteze cu bacterii, cu streptococ, dar era evident foarte periculos, au și murit câțiva, s-au oprit din chestia asta. Și i-a venit ideea să le provoace malarie. Și aici vedem un experiment celebru sau un tratament celebru, ia ureghi aici. Aici în spate este un soldat internat la clinica din Viena, un soldat care participase la războaiele balcanice și s-a întors de pe front bolnav de malarie. Și aici Jauregg supervizează transfuzia unui bolnav psihotic, cel de aici, un bolnav de neurosifilis, căruia îi se transfuzează sânge de la suferindu-l de malarie, ca să-l infecteze cu malarie, să-i provoace febră și să-l vindece astfel de această condiție, de acest sifilis terțiar sau neurosifilis, care făcea ravagii în perioada respectivă. Să nu uităm că suntem înainte de antibiotice. Dar vă dați seama cât de dramatică e această intervenție, să încerci să vindeci o boală provocând altă boală. Culmea e că a avut un oarecare succes, deci cam în 30% din cazuri și mai ales în cazurile astea de neurosifilis a avut succes. De ce? Pentru că febra, într-adevăr, febra provocată de malarie afecta spirochetul care provoacă sifilis, treponema. Dar el a încercat terapia asta și pe alți pacienți care nu aveau treabă cu sifilisul și acolo rezultatele au fost un eșec. Ba chiar au murit pacienți din greșeală, au fost infectați unii cu varianta virulentă a plasmodiumului. Și aici iarăși merită menționat că în lucrările de specialitate e menționat cazul unui medic de la București, doctorul Mihai Ciucă, care a făcut și el astfel de s-a jucat și el cu malarioterapia și a venit ideea să infecteze pacienții psihotici cu un plasmodium. Knowlesi se numește, un plasmodium adaptat la orangutan. Deci vă dați seama, a luat plasmodium din sângele de orangutan și l-a infectat în pacienți. Sunt lucruri care azi aminte, plasmodium este bucățica aia care are material genetic dintr-o... Da, este agentul infecțios pentru malarie. Nu este o bacterie, este un organism ceva mai complicat. Protist se numește acest plasmodium. Da, eu aș adăuga, Alex, că sunt foarte multe astfel de povești în cartea ta și îndemn pe toți cei care ne urmăresc și care poate n-au fost de la început. Tocmai ai publicat o carte la Editura Humanitas, se numește Povestea creierului. Și am întâlnit și alte povești care m-au cutremurat. Am întâlnit acea poveste, acei forme de lobotomie în care profesorul chiar a primit premiul Nobel făcând ceea ce a făcut. Da. Și Wagner Jauregg, cel de aici, cel cu malarioterapia, a primit și el premiul Nobel. Deci au fost situațiile astea de care probabil Comitetul Nobel nu prea vrea să-și aducă aminte. Da, vorbești de cazul lui Egas Moniz, care a fost promotorul lobotomiei prefrontale. Da. Nu aș vrea ca să intrăm în detalii, aș vrea să le reamintesc celor care ne urmăresc că sunt acolo astfel de povești care trec cu tremură și iarăși ai menționat de etică. E o poveste care mie mi-a rămas în cap. La un moment dat se descoperă o anumită genă care introdusă, eu zic foarte prescurtat, tu poate o zici mai bine, care introdusă după aceea la animale, le face pe acele animale să aibă niște progenitori ale celor neuronale care potențial ar fi putut crea un creier mai inteligent. Și mi s-a părut extraordinar cum cercetătorii arată că se fac acele progenitori, cum se numesc, măi, zic încă o dată. Da, deci acele celule primare, celule progenitoare, exact, și se oprește și nu lasă animalul să se dezvolte, pentru că ar fi o chestie, cum să zic eu, etică fundamentală. Ei permite acelui animal să fie mult mai inteligent decât l-a creat natura. Așa, nu, ai spus foarte bine, ai relatat bine povestea. Da, este o poveste pe care o spun în ultimul capitol,
al cărții, capitolul despre starea de lucruri actuală. Deci trecem repede de la anii 1950, ajungem azi. De ce? Pentru că în ultimii 50-70 de ani știința se schimbă și e mai greu să găsești astfel de povești. Știința își pierde din caracterul ăsta, să spunem, individual, anecdotic, eroic, dacă vrei. Și acum știința începe să fie făcută, începe să apară big science, big research. Deci laboratoare mari cu sute de cercetători finanțate cu bugete masive, cu o paletă de metodologică impresionantă la dispoziție. Lucrurile devin mult mai tehnice. Deci mai greu să găsești, dar cred că nu e imposibil. Și atunci am trecut la stadiul actual, în care povestesc despre gena menționată de tine, ArcGAP-11 se numește, și mai spun și povestea optogeneticei, care mie mi se pare iarăși fascinantă. E o tehnologie apărută recent. Eu cred că se va da primul Nobel pentru această tehnologie. Cred că Carl Dyserot se pregătește, se încălzește pe margine, în care se folosesc niște proteine de la alge, niște proteine sensibile la lumină, și prin tehnici de manipulare genetică poți face ca un șoarece să exprime, să producă acele proteine care nu sunt ale lui, da? îi dai gena respectivă infectându-l cu un virus benign, cum se face, de exemplu, acum cu vaccinul AstraZeneca. Da? E un adenovirus care nu-ți face boala, dar spoartă ARN-ul ăla pentru care să-ți producă răspunsul imun împotriva COVID-ului. La fel și aici, deci au introdus gena pentru proteinele astea sensibile optic, care răspund la lumină, în creierul șobolanului sau șoarecelui, și după aia poți să operezi animalul foarte precis și să inserezi, cum se vede aici, o fibră optică exact în structura care te interesează, să spunem în hipocamp sau în cortexul motor. Și apoi când iluminezi, când transmiți un puls luminos prin ghidul ăsta, prin fibra asta optică, îi activezi animalului exact regiunea din creier care te interesează. Da? Pentru că proteinele alea răspund la lumină. Ce înțelegi? Adică atunci se va genera proteina respectivă? Numai nu, când pui proteina lumină? E acolo. E deja exprimată. E deja generată. Așteaptă în membranele neuronale, cum se vede aici. Acum se văd proteinele astea aici, punctele astea verzi. Așa. Acum când iluminezi, ele se activează. Ele, de fapt, sunt niște pori. Formează niște pori și se deschid în prezența luminii. Deci la iluminare se deschid, apar niște curenți și neuronul începe să fie activ. A, am înțeles. Deci tu faci chestia asta să fie pur și simplu activă. Tu pornești, da, ca un întrerupător. Exact. Apeși pe întrerupătorul lumină și neuronul generează un potențial de acțiune, cum se numește. Corect. Și se descarcă și dă mai departe semnalul electric la celălalt. Asta arată animația. Corect. Wow. 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 Da, și iarăși în carte povestesc un experiment destul de complicat, care seamănă cu filmul Total Recall, ăla cu Arnold Schwarzenegger, în care animalilor li se pot implanta amintiri false prin tehnica asta. Wow. Nu știu dacă avem voie să arătăm aici Total Recall. Eu mă uitam puțin, Alexandru, și la timp. A fost foarte interesant și am trecut totuși bine prin material. Mă gândesc acum dacă să trecem sau nu, sau să amânăm eventual a doua parte cu cercetarea pentru o altă perioadă, să nu stăm prea mult cu cei care ne urmăresc. În orice caz, lasă-mă să arăt și coperta cărții, pentru că nu am arătat-o la început. Să opresc? Despre... Să faci stop screen? Nu, că am oprit eu. Asta este, despre cartea aceasta vorbim, tocmai apărută la editura Humanitas, Alexandru Babeș, Povestea creierului în căutarea celui mai complicat obiect din univers. Am menționat, pentru cei care nu au fost la început, Alexandru este cercetător în neuroștiințe, urma să ne prezinte, nu știu să vedem dacă vorbim despre cercetarea ta. A zice mai întâi totuși, hai să trecem prin întrebările celor care ne urmăresc. Nu e și un fel de mică pauză, Alexandru, așa. Hai să le luăm pe la început. Unele întrebări poate sunt prea generale și poți eventual ca să treci repede printre ele, peste ele sau așa. Uite, e un alt fel de întrebare, da? Domnule Alexandru, de ce nu-mi pot potoli activitatea cerebrală? Deci lumea vorbește cu mine și eu nu îi aud, în acel moment în creierul meu se zbat 100 de idei pe minut. Da, cred că îl invidiez pe Marc pentru debitul ăsta intelectual. Îl felicit.
E greu de răspuns. E o întrebare într-adevăr foarte, foarte generală. În principiu, ar trebui să putem să ne silențiem creierul, dar într-o anumite momente efervescența intelectuală poate să fie atât de mare încât pur și simplu să nu o putem, să nu o putem controla. Deci cred că nu e un motiv de panică, ba dimpotrivă, cred că trebuie profitat de efervescența asta creatoare. Știu că există, de exemplu, terapii prin care oamenii încearcă să-și provoace o astfel de efervescență. Sunt tratamente cu electrozi, stimulare electrică transcraniană, de exemplu, își pun electrozi în anumite regiuni, tocmai ca să stimuleze activitatea intelectuală. Deci și-ar dori un astfel de deznodământ. Te întreabă Celina dacă știi cine este Steven Pinker. Da, n-am citit foarte multe de Steven Pinker, dar e un autor consacrat. Dacă nu mă înșel, e profesor la Harvard. Are cărți despre limbaj. Cred că asta este expertiza lui principală, este în neuroștiința limbajului. Cred că merită citit. Deci recunosc că n-am citit în ultimul timp. Nu știu dacă s-a tradus la noi recent din Steven Pinker, dar știu că i-a apărut o carte. Știu că e uneori controversat, știu că stârnește polemici. De exemplu, are o carte recentă care se cheamă e ceva legată de Our Better Angels sau ceva genul ăsta. Ideea fiind că omenirea în istoria omenirii trecem printr-o perioadă în care dispare violența. Deci o viziune, să spunem, optimistă, pozitivă asupra evoluției speciei noastre. Dar a stârnit controverse. Sunt unii care s-au repezit să-l conteste, se spune că nu e chiar așa. Mai multe nu pot să vă spun, dar e un nume care merită luat în seamă. Asta este observația, așa mi s-a părut foarte interesantă, probabil de la un inginer. Componenta electronică pe care o asociez cu creierul este FPGA. Sunt acele plăci electronice care poate să proceseze foarte, foarte multe semnale. Da, acum e graphical card sau cum așa ceva. Nu știu despre ce vorba, dar interesantă observația, pentru că există tentația asta pe care o vedem și în istorie, ca oamenii să compare creierul cu tehnologia de vârf a momentului respectiv. De exemplu, creierul a fost comparat, și spun asta în carte, pe vremea lui Descartes, tehnologia de vârf erau niște automate hidraulice. El le-a văzut în parcul de la Regal de la Saint-Germain sau de la Versailles, nu mai știu, se plimba pe alee și acolo erau niște pedale ascunse și când călcai pe pedalele alea, un automat începea să cânte la vioară sau la flaut sau începea să se împroaște cu apă și toate erau hidraulice, cu tuburi, cu valve, cu fluide. Și el s-a gândit, bun, așa trebuie să funcționeze și corpul uman, și creierul. Și o întreagă construcție elaborată de Descartes a creierului hidraulic, bazată pe spiritul ăsta animal care trece din ventricule, e trimis în nervii care, zice el, sunt goi în interior și spiritul ăsta coboară de-a lungul nervilor, umflă mușchii. Deci o întreagă elaborare a sistemului hidraulic, pentru că asta știa el, că e tehnologia de vârf. Mai târziu, la începutul secolului 20, au făcut analogie între creier și o centrală telefonică. Era tehnologia de vârf. Iar după anii 50, evident, cea mai la îndemână comparație, creierul și computerul, nu? Sherlock Holmes, cum ați reușit să învățați atât de multe lucruri fără să uitați? Care-i secretul? Uit enorm, ceea ce e bine. Ceea ce e bine, vă dați seama ce cumplit ar fi să nu uiți. Nu știu, mă fascinează. Deci, eu cred că secretul e să-ți placă ce încerci să înveți. Și în cazul meu, cred că poate sunt subiectiv. Dar cred că nimic nu e mai fascinant decât creierul. Acum, Cristi e fizician. Și eu sunt fizician. Asta e poate amuzant că am făcut fizică la fel ca Cristian. Și după aia m-am mutat treptat spre biologie. Dar creierul, mi se pare că puține subiecte sunt mai fascinante decât creierul. Se poate măsura viteza gândului, te întreabă Hans. Pot să spun că se poate măsura și s-a măsurat viteza acelor semnale electrice propagate de-a lungul axonilor. Sigur că ăla nu e gândul, ăla este un rudiment al gândului, este o componentă a gândului. De o poveste interesantă și în cartea mea povestesc despre Émile Dubois-Raymond și despre Hermann Helmholtz, care împreună au măsurat, folosind niște dispozitive ingenioase, cât de repede se propagă aceste semnale de-a lungul axonilor.
Tot Helmholtz. Care viteză aproximativă? Vorbim de cât de metri pe secundă? Cât e? Depinde de tipul de axon. Sunt axoni înfășurați în substanță grasă, în mielină, care accelerează propagarea și acolo poți să ajungi la 100 de metri pe secundă sau mai mult. Cam cât o mașină de curse, cât o mașină de Formula 1 se propagă. Și imaginez în creierul meu, știi, avea dreptate cel de dinaintea noastră cu 100 de idei. Da, și creierul e și un organ costisitor din punct de vedere energetic. El ne costă. Creierul consumă, e doar 2% din greutatea corpului, dar consumă 20% din energia corpului, energia metabolică pe care o producem. Păi, drag Alexandru, tot ce este bun și are valoare costă. Știi cu toții, nu? There's no free lunch. There is no free lunch. Uite ce te întreabă Eusebiu. Meditația este mai curând un proces fizic al creierului sau unul spiritual? Vedeți, iarăși e o întrebare care ne arată că dualismul ăsta e foarte persistent. Că oamenii sunt obișnuiți să gândească în termeni ăștia, că există spirit, care e o esență imaterială, e ceva eteric, ceva ce nu respectă legile fizice și ale chimiei. O substanță misterioasă care cumva interacționează cu substanța creierului. Exact asta credea Descartes și el spunea că glanda aia pineală e antena. Deci că spiritul ăsta pune în mișcare glanda aia pineală, o face să vibreze și ea reușește să începe să deschidă anumite valve și produce comportamentul sau ideile sau altul. Știința modernă nu gândește în termeni ăștia. Știința modernă ne spune că ideile, rezultatul meditației, emoțiile, deciziile noastre sunt toate datorate activității fizice, fizico-chimice a creierului. Și dovada cea mai clară e ce se întâmplă când interferi cu creierul. Da? Când îl înțepi sau când îl stimulezi electric sau când din nefericire suferă o leziune, toate astea afectează comportamentul. Sigur că poți să spui spiritul în altă parte, tu ai stricat antena când ai făcut toate chestiile astea. Asta nu demonstrează că creierul e de vină, ci că creierul nu mai răspunde la semnalele primite de mai sus. Și o să mă întorc la un exemplu pe care tu l-ai în cartea Alexandru. Iarăși mă întorc la carte, că e foarte bine scrisă și acolo multe exemple frumoase. Una în care a fost măsurat creierul oamenilor îndrăgostiți. Și oamenii respectivi se uitau fie la persoana iubită, fie la o altă persoană. Și ce să vezi? Când se uitau la persoana iubită, lumina cam aceeași parte din creier, adică acea parte era mai activă. Și se știa despre acea parte că generează dopamină. Nu? Da. Da, e un exemplu de folosirea acestei tehnici foarte la modă, această tehnică de imagistică funcțională, în care poți să vezi în timp real ce regiuni ale creierului se activează când subiectul experimentului e pus în anumite situații. Sigur că în scannerul ăla nu poate să cânte la vioară sau să joace fotbal, dar poți să-i arăți niște poze, poți să-l ții de vorbă, să-l pui să facă niște asocieri mentale și așa mai departe. Da, e un exemplu interesant. Dar și astea sunt contestate, poveștile astea. Mulți se spun că e frenologia modernă, că de fapt, simplu fapt că vezi că anumite zone se activează în creier nu ți explică până la urmă mare lucru conceptual. Dar uite, aici avem o întrebare care îmi place, foarte interesantă. Și-ar găsi un fizician loc într-un laborator de neuroștiință? Eu sunt exemplu clar al acestei situații. Cum spuneam, am făcut fizica. E adevărat că în timpul facultății m-am orientat spre biofizică. Atunci, acum 1000 de ani, te puteai specializa, că se făceau 5 ani. Și ultimii 2 ani erau de specializare. Unii alegeau fizică teoretică, alții optică, alții știu eu ce. Eu am ales biofizică, pentru că știe și Cristina, anul 3 era atât de grea fizica, erau fizică statistică, erau cuantică. Ecuațiile nu mai încăpeau. Îmi sperie acum tinerii aici de pe canal. Da, era foarte matematizată în orice caz. Deci ții minte că erau ecuații care începeau pe un rând și nu se terminau pe rândul ăla. Trebuia să mergi mai departe. Și chestia, mi-am zis, pentru mine poate e camul. Mie îmi place ceva palpabil. Vreau să știu despre ce vorbesc. Și de asta m-am dus spre biofizică. Și echipele moderne, în grupul meu de cercetare, avem și biochimiști, avem și fizicieni. Avem și un filozof chiar, un coleg care mai tânăr care a făcut filozofia, dar și el și-a vrut să știe despre ce vorbește mai palpabil și s-a îndreptat spre neuroștiință.
Gringo te întreabă, considerați că e nevoie de calculatoare cu putere de procesare imensă, cum sunt cele cuantice, astfel încât să înțelegem creierul sau experimentele care se fac acum sunt suficiente? Sau experimentele care se fac acum sunt suficiente? E o întrebare foarte puternică asta. E mult de gândit aici și de discutat. Eu nu știu foarte multe despre calculatoarele cuantice. Știu că aici Cristi e mai în temă. Nu știu cât de aproape sau cât de departe suntem. Știu că deocamdată au vreo 50 de qubits sau cam așa. Încă n-a apărut supremația aia cuantică. Dar suntem pe cale să o obținem. Știu că, de exemplu, se folosesc algoritmi de astea de procesare cuantică pentru înțelegerea structurii proteinelor, de exemplu. Și asta iarăși poate să producă un progres major în știință. În ceea ce privește creierul, e aproape filozofică întrebarea asta. Ce înseamnă să înțelegem creierul? Probabil că elementul, să spunem, de piatra de încercare este conștiința. Ori acolo nu știu dacă un calculator este ceea ce ne trebuie. Dacă un calculator care foarte probabil nu are așa ceva, poate să ne ajute să înțelegem conștiința, care e un atribut până la urmă al organismelor vii. Da, uite aici tot cu conștiința. E o provocare la care prefer să nu răspund. Mulțumesc pentru votul de încredere. Dar e tema mult prea complicată. Tema e atât de complicată. Eu sunt, Cristi a spus la început, și nu vreau să fiu un impostor, eu nu mă ocup de creier. Eu mă ocup de sistemul nervos periferic. Deci mă uit la neuroni, înregistrez semnale electrice, activitatea lor chimică, mă uit la genele lor, dar neuronii ăștia ai mei sunt din sistemul nervos periferic. Să mă apuc să înțeleg sau să mă ocup de conștiință, cred că e o provocare la care în momentul ăsta nu mă simt capabil să răspund. Eu mă gândeam acum că ar fi poate să te încurajez, uite, să spun o poveste scurtă pentru cei care ne urmăresc, că pe vremea când făceam și eu experimente cu electroencefalograma și tot felul de chestii pe creier, am invitat un profesor din Anglia foarte respectabil și foarte în vârstă, aproape de pensionare, și era specialist în creier. Și după prezentarea dânsului, bineînțeles că am stat de vorbă cu el și l-am întrebat după aceea, dar nu vă supărați, domnul profesor, când o să abordați problema conștiinței? Că zic, dumneavoastră sunteți specialist. Și el mi-a răspuns, ei, Cristi, zice, aștept să ies la pensie și după aia să am timp să abordez și problema conștiinței. Și mie mi s-a părut oarecum paradoxal, adică profesor universitar, specialist fiind, el era atât de focusat pe a înțelege structura funcțională a creierului și probabil îi se părea atât de dificilă problema conștiinței când a amânat-o până la pensie, bănuiesc. Da. Da, mă bucur că ai arătat la începutul emisiunii, ai arătat cartea lui Michael Graziano. O recomand domnului care, sau doamne care ne-a pus întrebarea asta să o citească, pentru că e foarte interesantă. Dar sunt multe teorii aici, sunt teorii în dispută. E teoria spațiului de lucru global, care spune că conștiința apare atunci când semnalizarea acoperă o regiune din ce în ce mai vastă din creier. La un moment dat se depășește un prag și când suficiente regiuni ale creierului participă la procesarea informației, percepția aia devine conștientă. Mai este teoria lui Graziano, teoria schemei atenției, care spune că există un circuit al creierului care monitorizează activitatea creierului. Deci creierul se monitorizează pe sine și acea schemă a atenției, care controlează atenția, activitatea de acolo, din cortexul parietal posterior, de la juncțiunea asta temporoparietală, pe aici pe undeva, că ar fi. Sunt multe, multe speculații. Deci e un domeniu destul de la început, să spun așa. Sper să avem discuția asta peste vreo 10 ani. Alin, ce se poate întâmpla dacă deblocăm mai mult de 20% din creier? Atenție, cred că pornește de la premisa că se vorbește mult de tot, că nu ne folosim decât o puțină parte din creier. Și de asta întreabă el, ce se întâmplă dacă deblocăm, domnule, mai mult de 20% din creier? Ai răspuns corect, Cristie. Într-adevăr, eu te-am pus întrebarea mai departe. E o premisă greșită, de fapt. E cumva un mit. E un mit fals care trebuie demontat. Deci nu, ideea asta că ne folosim doar 10% din creier, evident, e falsă. Nu poate funcționa evolutiv. Deci evoluția nu poate să țină în priză un organ atât de scump, care te costă atât de mult, ca să folosești numai 10% din el. Evoluția nu lucrează așa. Dacă nu foloseam 90% sau 80% din creier, dispărea, rămâneam cu un creier cât o bilă de ping-pong. Nu, folosim tot. Poate nu folosim tot în fiecare moment,
Dar de la un moment la altul și în funcție de, de sarcina cognitivă pe care ne asumăm, în total folosim absolut tot. Deci nu rămâne nimic nefolosit. Da? Creierului nu-i place vidul, deci nu-i place terenul viran. Dacă cumva o zonă, de exemplu, cortexul senzitiv, nu mai primește input, de exemplu, când suferi o amputare și o regiune din creier e deaferentată, adică nu mai primește semnale, imediat regiunile învecinate se grăbesc să o acopere și atunci semnalele se încrucișează și apare ceea ce numim durerea fantomă. Deci, deci practic, creierul este vin falsă, să învețe, el vrea să învețe. Creierul vrea să învețe, nu? În sensul ăsta, dacă o parte rămâne nefolosită, își găsește imediat ceva de învățat. Absolut. Absolut. De exemplu, cei care se nasc sunt ori din naștere. Noi știm că cortexul occipital este folosit pentru procesarea informației vizuale. E la aceste persoane, cortexul occipital începe să proceseze informația auditivă. Își schimbă destinul funcțional, să-i spunem. Da, așa este. Și mi-aduc aminte de experimentul acela, de fapt nu este experiment, o fată care a avut numai jumătate din creier. Și totuși, cu greutate îți dădeai seama că ea avea probleme neurologice, pentru că acea jumătate din creier o folosea la maxim și învăța sarcinile care erau necesare. Alexandru e un cumva fascinant și putem să mai continuăm. În general aș vrea să păstrez întâlnirile acestea cam într-o oră și dacă vrei ți-aș propune să ne vedem undeva în viitor ca să vorbim despre cercetarea ta. Mi-ar face mare plăcere. Le mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit. Aș vrea să le spun tuturor că suntem aici cu Alexandru Babeș, cercetător care tocmai a publicat o carte la editura Humanitas. Se numește Povestea creierului, în căutarea celui mai complicat obiect din univers. Deci vedeți, cel mai complicat univers din univers nu sunt găurile negre, nu sunt galaxiile, nu sunt quasarii. Este creierul. E chestia asta de avem noi aici. Aici, aici, aici este cel mai complicat lucru din noi. Nu trebuie să mergem la găuri negre. Le mulțumesc încă o dată tuturor celor care ne-au urmărit și o seară bună tuturor. La revedere! La revedere!